Da, bun găsit, o nouă ediție a emisiunii Cocktail. Astăzi, ca de obicei, vorbim despre problemele existențiale ale buzănilor, în ghilimele existențiale, pentru că fiecare problemă are importanța sa. Din toate domeniile de activitate, cuprindem, ca de obicei, mai multe zone de interes. În studioul nostru, pentru a comenta aceste subiecte, îl avem prezent pe domnul Vasile Minică, lider cartel Alfa Buzău. Bine ați revenit, domnul Minică. Mulțumesc de invitație. Avem o informație de ultimă oră înainte de a intra în, să zicem, problemele administrative, problemele sociale ale buzăienilor. Avem o informație de ultimă oră de pe plan politic la nivel național cu implicarea liderului celui mai important partid aflat, evident, la putere și a liderului aflat la putere în Buzău, la PSD. Surse din presa centrală, deci mai toate televiziunile creditează această idee, faptul că astăzi în ședința biroului permanent a PSD, în această după-amiază, a avut loc un scandal destul de mare între Liviu Dragnea și Marcel Ciolacu, președinte al PSD Buzău. Se mai pune o singură întrebare. Deci scandalul a avut loc. Deci tensiuni, certurile între cei doi au fost la cote maxime, s-au contrat destul de tare. Unii spun chiar că s-a lăsat și cu niște atingeri. Adică Liviu Dragnea ar fi sărit să îl împingă pe Marcel Ciolacu spre un perete. Acum nu se știe, vor ieși protagoniștii de la ședința asta și o să spună dacă așa au stat lucrurile și, evident, noi vom încerca să luăm legătura cu deputatul Marcel Ciolacu pentru a confirma, să infirma aceste lucruri, dar foarte multe, adică toate televiziunile centrale, inclusiv Antena 3, ca să nu fie niciun fel de problemă, spun despre acest incident. Chestiunea, repet, rămâne dacă se va și anume confirma că a fost și un contact acolo între cei doi. Vă rog, domnul Minică, iată unde se poate ajunge totuși, pentru că tensiunile Da, erau undeva așa ar în fi urmă păcat cu totuși ceva ca timp. în interiorul bordului, să mă exprim așa, partidului să întâmple asemenea lucruri. Asta înseamnă că nu mai sunt suficiente argumentele, înseamnă că lucrurile încep să degenereze și asta nu fac bine unei guvernări bune, să spun așa. Vom vedea despre ce este vorba, măcar dacă ar fi această tensiune creată de luarea unor decizii în folosul cetățenilor și niște decizii bune, să zic așa. Da, o ședință, zicem, de partid în care lucrurile au degenerat, din câte înțelegem noi, și era normal oarecum să, nu știu, să aibă o ieșire de genul acesta Liviu Dragnea? La nivelul ăsta nu este normal să aibă loc asemenea de ieșiri. E normal să fie contradicții, este normal să învingă argumentele, este normal să iei deciziile cele mai bune prin confruntare de idei. Dar dacă a degenerat, asta nu e bine și creează o neîncredere și a cetățenilor în putere, creează probleme și într-o bună guvernare și o bună organizare la nivel național. Da, înțelegem că a avut o ieșire nervoasă și în fața presei astăzi, Liviu Dragnea, întrebat fiind de tot felul de chestiuni legate de legile justiției, de niște anumite avantaje de care ar putea să beneficieze în urma unor ordonanțe de urgență chiar Liviu Dragnea, și domnul Dragnea a avut o reacție în care a inclus și cuvântul acela cu satana. Acum, sincer vorbind, Da, mă destul de așteptam la un nervos. moment dat să aibă ieșiri, pentru că presiunea e fantastică și știți bine că sunt ani de zile de când e o presiune continuă pe Liviu Dragnea și în momentul în care mai ai anumită opoziție sau frecușuri și în interiorul partidului, sigur că om este și el și oameni suntem cu toții, când presiunea e mare, începi să cedezi.
Da. De la politică trecem la problemele sociale, după cum spuneam. Astăzi, în ședința Consiliului Local Municipal, s-a adoptat o hotărâre prin care gigacaloria crește de la 230 de lei la aproape 300 de lei. Primăria pentru acest lucru s-a împrumutat cu 4 milioane de lei, cu 40 de milioane de lei. O sumă destul de mare, dar înțelegem că va fi ultimul an în care primăria va subvenționa prețul energiei termice în așa fel încât să nu se ajungă așa cum era cât pe ce în această iarnă la prețul de peste 500 de lei o gigacalorie. Noi am mai discutat aici, până la urma urmei, vrem, nu vrem, fiecare își va plăti gigacaloria și, în general, consumurile energetice. Problema este dincolo, la venituri. Veniturile sunt mici, din punctul meu de vedere. O subvenționare generală nu face bine pentru că, practic, beneficiază și oameni care nu sunt în nevoie. Am văzut astăzi că INSE-ul chiar a făcut un studiu și pentru o familie cu 2 adulți și 2 copii spune că venitul ar trebui să fie undeva peste 6.000 de lei și că 2/3 din angajații României au venituri brute sub 2.500 de lei, lucru care nu ar ajunge decât pentru o persoană. Deci noi suntem într-o situație foarte gravă la nivelul întregii țări cu privire la nivelul de venituri pentru a putea să ne plătim utilitățile de strictă necesitate. Tocmai din cauza asta se apelează și la aceste subvenții. Dar în timp, politica trebuie să fie clară. Salariile să fie normale, decente și astfel încât să acopere necesitățile măcar pentru cei cu venitul minim. După care, ceilalți care au pregătire, au responsabilități, au, cum să spun, implicări în cadrul societăților, în cadrul altor instituții și așa mai departe, să poată să aibă un salariu ceva mai mare. De aia și acum Ministerul Muncii, în discuțiile cu noi, cu sindicatele, au ridicat inclusiv ei problema salariului minim la cei cu studii superioare și salariul minim la cei cu vechime de peste 15 ani, pentru că politica aceasta care și modul în care s-a câștigat și alegerile în sensul de a veni străini, de a veni românii care sunt plecați în străinătate și de a nu mai pleca tineret din România, nu poți să-l faci, am mai spus eu la dumneavoastră, cu lozinci, ci doar cu crearea de locuri de muncă și locuri de muncă relativ bine plătite pentru a putea să trăiască decent oamenii în România și nu în afara ei. Da. Până la urmă, primarul Constantin Toma a cedat în toată această poveste. Știți că foarte bine, că primele declarații nu se face în domnul niciun împrumut. Așa este. Vom aștepta și vreo minune de la guvern, dacă da. Nu... Cred că a dat dovadă de înțelepciune, pentru că eu tot aici la dumneavoastră am spus că nu este normal ca unele localități să subvenționeze, altele să nu subvenționeze, atâta timp cât bugetele tuturor localităților, UAT-urilor, cum se spune, fac parte totuși din bugetul consolidat al statului. Și așa, în momentul de față, sunt discriminări în ceea ce privește anumite ajutoare, venituri și așa mai departe, de la localitate la localitate. Și Bucureștiul este destul de fruntaș în modul în care se acordă chiar sume de bani la cei cu pensia minimă, se acordă tot felul de ajutoare la nașterea unui copil și așa mai departe. Ori trebuie la un moment dat să fie o politică din asta de sprijin, de ajutor, zic eu, unitară la nivel național, pentru că nu e în regulă ca în anumite localități să subvenționezi gigacaloria, să ofere alte venituri și așa mai departe de subzistență care să fie complementare veniturilor acelea mici care le au și cei din alte localități care nu le primesc. Deci, până la urmă, trebuie făcută o corelare, să zic așa, astfel încât să nu se simtă nimeni discriminați în țara asta. Da, evident că cei de la opoziție au avut un cuvânt de zis și nu au votat acest proiect. Asta e. De multe ori și opoziția, numai de dragul de a fi în opoziție sau să aibă poziții contrare, fac și greșeli din punctul meu de vedere care îi vor costa inclusiv electoral, pentru că trebuie să te gândești, indiferent în ce barcă ești în momentul în care faci politică, la oameni. Adică pot fi măsuri
care nu le agreiezi din opoziție, că le fac ceilalți, dar până la urma urmei nu te poți îndrepta împotriva cetățenilor, împotriva românilor. Nu e corect și nu așa se face politică. Da, tot în urma unui vot contra, asta s-a dezbătut trecerea, mă rog, o chestiune administrativă a bunurilor de la Nenicescu la Eminescu, odată cu mutarea elevilor și profesorilor în clădirea de pe strada Transilvaniei. Știm foarte bine asta pentru că imobilul în care a găzduit până acum Eminescu intră în reabilitare. Și timp de 2 ani, cel puțin, trebuie să învețe într-o altă clădire pentru că lucrările nu pot fi făcute cu elevii înăuntru. Astăzi a fost o ședință de Consiliu Local în care s-a dezbătut și acest subiect legat de mutarea sau chestiunile astea administrative și până la urmă, fiind o chestiune de patrimoniu, a picat acest proiect. Urmărim o declarație dată de primarul Constantin Toma după ședința de Consiliu Local, adică și anume cu ce consecințe, dar mai mult decât atât, până la urmă se dezvăluie planul despre care noi am mai vorbit la un moment dat, de comasare între fostul liceu de chimie și cel de meserii și servicii. Și mai mult decât atât, acum a venit astăzi cu o altă informație și primarul Constantin Toma legată de ce destinație va avea clădirea din care vor pleca la un moment dat cei de la Mihai Eminescu. Haideți să urmărim declarația, după care revenim și comentăm. Domnul primar, un proiect care am văzut a ridicat suficiente discuții și în final nu a fost adoptat, cel cu mutarea laboratoarelor. Spuneți-ne ce înseamnă. Nu e numai mutarea laboratoarelor, a picat tot proiectul de trecere în administrare la Colegiul Național Mihai Eminescu a imobililor de pe Transilvanie, al liceului Nenicescu. Ce să vă spun? A început deja să se apropie alegerile și oamenii încep să agite ca să creeze vizibilitate electorală. Din păcate, au votat prost. Vă anunț, uite, vă dau deja o știre, vineri vom face o ședință de asta de îndată, trebuie să iau pe toți de la opoziție la rând și să discutăm, să vedem care e problema. O să vorbesc cu doamna Mona Nicoliș să obțină o hârtie, pentru că problema este artificială. Deci copiii pot veni acolo în laboratoare și să-și rezolve problemele. Deci este o problemă artificială și sunt convins că o vor rezolva. Altfel va fi dificil. Deci concret aparatura și laboratoarele vor funcționa? Sunt doar niște echipamente. Deci pot funcționa acolo sau pot funcționa dincolo la păi și cum se va face până la urmă? Să rămână servicii acolo, și meserii. Nu, voi studia și acolo și acolo pentru că, bineînțeles, conducerea liceului Nenicescu, bineînțeles, dorește altceva. Și noi, ca și comunitate, dorim altceva. Respectiv, aceste două licee, că de aici pleacă totul, se vor comasa. Pentru că nu e posibil, ai rămas cu 300 de copii, dincolo sunt 600, fiecare dintre aceste două licee funcționau cu o mulțime de copii, 1.000-1.500 de copii, și două școli la un loc, de-abia fac cât o școală. Și în momentul în care se vor muta elevii de la Eminescu în s-au casa mutat lor, deja. Nu, în casa lor, aici la fostul liceu Nenicescu, ce se ar întâmplă? Ar putea să fie, de exemplu, viitoarea facultate de horticultură. Am povestit deja cu domnul rector Câmpeanu de la, uite, altă informație, pentru că dacă avem această bancă de gene, în condițiile în care Universitatea OASMVU mai are deja două proprietăți în județul Buzău, mă refer la stațiunea Vini Viticola de la Pietroasele și mă refer la stațiunea Istrița pentru pomicultură de la Săhăteni, plus stațiunea de cercetare legumicolă, deci deja județul Buzău va fi cel mai important centru de cercetare din România și trebuie să devină și un centru universitar. Este absolut normal. Cu mai multe clase la liceu agricol pentru horticultură, astfel încât aici să avem un nivel foarte ridicat în învățământul universitar. Da. Deci de aici desprindem încă o dată această informație. Eu sunt convins că se va rezolva cu acel proiect de hotărâre privind administrarea acelor bunuri. Dar, clar, a spus-o răspicat, comasare între fostul liceu de chimie și meserii și servicii. Până la urmă, asta a fost, practic, avut ca o mănușă și pentru primărie și pentru cei de la inspectoratul școlar.
care se gândeau de mult, așa fi vorba între noi, la această variantă. Ce se întâmplă? Tare greu le vin unora să se adapteze la condițiile concrete, să spun, ale momentului care îl trăim. Este clar că trebuie să fie eficiență și în domeniul ăsta și nu mai poți ține un număr mare de școli cu un număr relativ mic de copii, de elevi. Și până la urma urmei, nu știu de ce este atât de mare deranjul, pentru că o școală mare poate atrage fonduri, poate să aibă laboratoare performante, poate să aibă profesori din ce în ce mai bine pregătiți și care să creeze oarecum și o anumită competiție între ei și clase și așa mai departe. Și nu văd de ce, pentru câteva funcții de conducere, că până la urma urmei cam asta e, vânzolim atât de mult această chestiune, domnule, dispare liceul nostru și de fapt ne comasăm. Dispare o titulatură, dar copiii vor avea unde învăța, profesorii vor avea unde să profeseze. Din punct de vedere administrativ, pentru că trebuie să ne gândim și la cheltuieli, lucrurile vor fi mai ușoare, o sarcină mai ușoară pentru municipalitate, pentru minister și așa mai departe. Nu văd de ce atâtea discuții, zic eu, inutile, și la un moment dat știți foarte bine, au fost implicați și copiii. Ori nu văd de ce atâta implicarea unor copii care în câțiva ani de zile termină un liceu, că îi se spune Nenițescu, că îi se spune cum îi se va spune, că va învăța la Eminescu sau în altă parte, mai puțin contează, va conta cu ce se va îmbogăți în această perioadă. Bine, există acolo și un orgoliu al elevilor, doamne, de ce să plecăm noi de aici? Eu cred că e mai mult indus. Că au fost oarecum încurajați să facă niște... Asta e, acțiuni este cu totul încurajați, ceva. Indus, sigur că. Eu așa cred că a fost o chestiune indusă. Nu cred că copiii, elevii trebuie până la urmă să decidă cu privire la viitorul unei școli, ci dimpotrivă trebuie să conducă la calitatea învățământului, la condițiile de a studia și așa mai departe. Da, bine, au și totuși un rol, ca să nu se supere. Nu trebuie neapărat. Au un rol foarte important. Ei învățând la Nenițescu, ținând foarte mult la acea locație până la urmă, evident că ți este foarte greu să te muți după ce ai stat acolo. Este. Dar, până la urmă, cred că și conducerea de la Nenițescu era conștientă de faptul că, până la urmă, ăsta este un pas spre comasare. Aici e problema, de aceea poate și... Nu, dar sincer, pun o întrebare. Care ar fi problema că două instituții școlare se comasează? Câteva funcții administrative. Finanțarea. Da. Și pe cine afectează? Pentru că până la urma urmei contează ceea ce face acolo ca profesor și salariul cu care pleci acasă. Și doar un director. Asta plin. Da. Asta da, da, aici să știți că în învățământ ați văzut că în toți ăștia 30 de ani, azi ești, mâine nu mai ești director și așa mai departe. Așa că comasați sau necomasați, unii pot să fie, alții nu pot să fie. Bun. O veste pentru pensionare care încă mai așteaptă, o veste bună de la Casa de Pensii după ce au depus cererile privind biletele de tratament. Nu s-au terminat aceste bilete, mai există încă 3 serii de plecare în stațiuni, chiar ultima la începutul lunii decembrie, pentru care conducerea Casei Județene de Pensii a venit cu câteva precizări zilele trecute. Fiți foarte atenți dacă vă interesează să mai plecați în stațiuni balneoclimaterice. Aproape 4500 de bilete de tratament au fost alocate la Buzău pentru acest an. Până la sfârșitul lunii septembrie, peste 3000, în majoritate în perioada de vară, au fost valorificate. Pentru ultimele serii de plecare în stațiuni balneare mai există posibilități pentru cei care nu au prins un bilet. Doresc să amintesc această ocazie din nou că este foarte benefic ca acest tratament să se facă chiar în sezonul rece, pentru că toate stațiunile de tratament balnear pe care noi le-am prezentat anterior au baze de tratament în interior. Deci nu afectează starea de sănătate a celui care urmează un astfel de tratament datorită acestui aspect. Încerc în fiecare an să convin beneficiarii că este bine să se meargă la tratament și în extrasezon.
La nivelul casei județene de pensii au fost depuse peste 7.000 de cereri până în luna octombrie. Important de știut este că biletele rămase nevalorificate sau cele refuzate pot fi cerute în continuare, chiar și de către pensionarii care nu au avut noroc să prindă un sejur în perioada solicitată. Pentru asta, responsabilii casei de pensii recomandă o vizită pe site-ul instituției sau la sediul din zona Drăgăicii. Mai sunt de pentru anul acesta, mai sunt încă 3 serii. Ultima serie va fi începând cu data de 1 decembrie, video decembrie. Noi am luat toate măsurile de publicitate pentru a înștiința beneficiarii că se pot adresa la noi oricând și pot beneficia de aceste bilete cu condiția, repet, să dovedească printr-o adeverință medicală de la medicul de familie că au o afecțiune medicală care se încadrează ca și în anul trecut, stațiunile cele mai solicitate au fost Covasna, Mangalia, Techirghiol, Eforie Nord, Sărata Monteoru, Vatra Dornei și Herculane. Da. Încă n-au reușit cei de la Casa de Pensii să îi convingă pe vârstnici să meargă în stațiuni și în extrasezon. Este evident că mulți dintre ei se îndreaptă către sezonul estival. N-aș mai spune că mulți. Să știți că au început... Majoritatea, cel puțin arată așa, arată cifrele și pentru anul acesta. Da, au început, să știți, să observe și beneficiare, pensionare în special, faptul că un tratament bun îl faci în extrasezon, pentru că atunci nu e aglomerație, pentru că atunci cei care îți fac tratamentul au timp suficient, procedurile respectă timpii respectivi și haideți să fim sinceri, e cald încă acum, e anormal că e cald și asta, dar și cheltuielile fiecărui pensionar în perioada asta cresc la domiciliu și cred că ar face și o economie mergând în stațiune în perioada asta când începe să plătească căldură, să consume mai mult curent și așa mai departe. Din piața așa ce observ eu, să știți că foarte mulți chiar așteaptă perioada asta pentru a primi un bilet din ăsta redistribuit și a avea grijă de sănătatea lui. Eu cred că nu vor rămâne multe bilete neachiziționate, dar va trebui făcută publicitate, cum spunea și doamna director, pentru a lua la cunoștință cei care într-adevăr ar merge, dar nu știu atâta timp cât pentru perioada când ei au solicitat nu s-au încadrat. Da, ne pregătim să luăm o pauză de publicitate, nu înainte de a informa pe pensionari că, din nou, să le spunem că dacă sunt interesați, pot merge la Casa de Pensii să se intereseze cam ce serii mai sunt, unde ar putea să ajungă. Condițiile sunt destul de avantajoase în funcție și de venit. Da, în funcție de pensie. Și de categoria de pensie, până la urmă, și categoria de asigurat la sistemul public de pensie. Chiar se poate merge gratuit în anumite situații. Dar referitor la ce s-a întâmplat anul acesta, iată, numărul biletelor a scăzut, numărul cererilor a rămas destul de mare în continuare. Nu știu dacă scăderea aceasta este atât de semnificativă, sunt vreo 500 de locuri în minus față de ce s-a întâmplat anul trecut. Mă refer aici la locurile disponibile din sistemul public, da? Hoteliere din sistemul public, cei administrați de Casa Națională de Pensii și privați, operatorii privați. Au fost întârzieri și în acest an, în distribuirea acestor bilete, în alocarea acestor bilete, până la urmă totul a fost reglat pe parcurs. Se întâmplă oarecum ceva cu scăderea asta. Nu știu de unde, poate fi o cauză și asta cu tichetele de vacanță care au fost date bugetarilor. Cred poate că gradul de ocupare a fost mai mare și nu s-au putut scoate la bătaie mai multe. Nu știu, să vedem anul viitor. Da, ceva trebuie să facă, pentru că după părerea mea, prin biletele acestea acordate pensionarilor și de asemenea de la Casa de Pensii pot să ia și salariații în limita locurilor posibile bilete din astea de tratament, se face un lucru care până la urmă duce la dezvoltare. Adică
agenții economici care intră în contract au o garanție a unor servicii prestate și o cifră de afaceri aproape garantată. Dacă pe lângă aceste locuri, în spațiile respective, mai vin și la liber oameni, lucrurile sunt din ce în ce mai bune pentru noi toți, în sensul că și stațiunile, că noi tot discutăm, s-a distrus sistemul balneo. Păi s-a distrus pentru că numărul beneficiarilor este din ce în ce mai mic, oamenii la liber nu au bani să ajungă acolo, ori și stațiunile astea, hotelurile, toate spațiile care concură cumva la această, cum să mă exprim, această activitate, trebuie să întreținute cu bani. Bani pentru salarii, bani pentru energie, bani pentru tot ceea ce se întâmplă acolo. Ori în momentul în care nu ai un aflux de beneficiari, sigur că scade nivelul serviciilor și chiar încep clădirile și infrastructura să sufere din punct de vedere al întreținerii ei. Luăm o scurtă pauză de publicitate, domnul Mică și dragi telespectatori, după care revenim și mai vorbim și despre alte probleme din administrația buzuiană. Revenim imediat.